Doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, în plină criză sanitară și pe fundul creșterii la nivel național și nu numai ratei infecțiilor COVID-19, autoritățile vor să ia anumite măsuri restrictive. Despre situația la zi a epidemiei, procesul de vaccinare în Maramureș, dar și alte subiecte pe care le-am primit de la telespectatorii noștri în ultima perioadă, le vom discuta toate cu invitatul nostru din această seară, domnul dr. Areș Pop, director executiv în cadrul Direcției de Sănătate Publică Maramureș. Bună seara, bine ați revenit! Sărămâinile, bine v-am găsit! Domnule doctor, care este situația actuală? În ce măsură se poate vorbi de o stabilizare a situației în zilele următoare și care e activitatea în spitalele COVID? Și bineînțeles, care sunt aceste spitale COVID din Maramureș? Ce aș vrea să încep spunându-vă că ați pomenit de criza sanitară. Consider că este la nivelul național în acest moment. Nu mai vorbim de o criză sanitară, este o criză umanitară din ceea ce se întâmplă la nivelul tuturor spitalelor, mai ales din partea de sud a țării, unde incidențele sunt absolut consternant de mari și care determină o problemă la nivelul spitalelor, din punctul de vedere al admisiei pacienților pentru asigurarea de servicii medicale și la schemele de tratament sau de diagnostic inițial. Situația la nivelul județului Maramureș, paradoxal față de restul țării, este ușor staționară, să numesc așa, cu o tentă de descădere, un trend descrescător în ultimele zile, cu un număr de infectări oricum mare față de celelalte valuri, dar mai mică, semnificativ mai mică decât în urmă cu 2 sau 3 săptămâni. Efectul acestei stabilizări sau scăderi este faptul aceste măsuri care au fost luate în județul Maramureș cu toată îndoiala și toată opoziția de care ne-am lovit, până la urmă și-au făcut simțită efectul prin numărul de cazuri care s-a redus la toate aceste comune sau localități mai mari în care s-au luat măsura de carantinare. Chiar dacă în unele localități unde aveam analizele de risc pentru prelungirea carantinei a fost ridicat, având în vedere trendul descrescător în care s-au ajuns în multe localități apropiat de valoarea de 3. În județul Maramureș astăzi avem localități cu o incidență între peste 3, să spun, un număr de 41 de localități, între 1 și 3, 21 de localități și 10 localități se află sub incidența de 1, din care de azi avem incidența raportată până în ziua de azi, nu cea care se raportează oficial între a 17 și a 3-a zi. Avem de astăzi 2 localități care au 0 cazuri. Cum au reușit să ajungă la 0? Adică să le dăm exemple și pentru alte localități. Și în localități în care au fost carantine, care au fost carantinate, Giulești, Recea, celelalte localități, Cernești, care s-au ridicat carantina, în primul rând limitarea mobilității și a activităților sociale, cât mai mult cu putință sau aproape de zero, pentru a limita acest lucru. Măsurile care ar trebui luate ar trebui să fie niște măsuri la nivel național, măsuri mult, mult mai drastice și mult mai aplicate, măsuri cât mai puține, dar cu aplicare imediată și pe o perioadă mai îndelungată de timp, cel puțin 30 de zile, pentru a se vedea efectul, pentru că efectul acestor număr de cazuri foarte mare zilnic, care îl avem peste 15.000, se resimte la nivelul structurilor de spital după a 10-a zi, unde avem foarte mulți pacienți care se prezintă cu simptomatologie gravă, simptomatologie avansată, care au nevoie de terapie intensivă avansată sau terapie intensivă acută. Domnule director, valul acesta 4 este generat de relaxarea de care România a avut parte? Dacă vă amintiți, am mai fost la dumneavoastră în emisiune în vară, pe la mijlocul verii, la începutul toamnei, în care v-am spus exact aceste lucruri, dacă măsurile nu se aplică gradual și progresiv, pentru a limita anumite manifestări publice sau private care s-au desfășurat pe întreg cuprinsul țării, de la marile festivaluri sau până la marile aglomerări care s-au întâmplat în zona de munte, de litoral, toate acestea au concurat și au dus în acest moment la această situație, coroborat, bineînțeles, cu o lipsă de încredere care populația nu a mai avut în instituțiile statului, în primul rând instituțiile statului care îți afirmă și argumentează pe baze științifice și obiective că vaccinarea este singurul mecanism prin care putem limita transmiterea sau limita boala sau manifestările bolii să fie cât mai ușoare. Acest lucru nu s-a întâmplat și ne aflăm în această situație care este de-a dreptul dramatică la nivelul întregii țări. Nu mi-ați spus care sunt spitalele COVID sau suport COVID, cum se numesc ele? Nu mai sunt spitale suport COVID. A fost un ordin de ministru în luna martie acestui an prin care spitalele suport COVID au fost desființate. Toate spitalele trebuia să-și organizeze
structura de așa manieră încât să aibă, în funcție de numărul de cazuri raportate în ultimele 7 și 14 zile, să-și modifice structura pentru a putea primi și pacienți COVID, să fie circuite non-COVID și circuite COVID. Spitalele din județul Maramureș care au avut planul acesta de reziliență au fost Spitalul Județean, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Sighetu Bormații și Spitalul de Pneumoftiziologie. În aceste spitale, structurile de spital au fost avizate și modificate în funcție de numărul de cazuri care le-am avut în fiecare ultime 7 sau 14 zile. Pentru că se știa, s-a vorbit mult că va apărea valul 4. De ce nu s-au pregătit toate spitalele din timp, domnule director? Spitalele au fost pregătite pentru Auzim tot mai des, spunându-se la nivel național, că nu sunt suficiente paturi la ATI, că nu s-a aprobat suplimentarea anumitor paturi. Deci, să discutăm despre paturile de ATI. Paturile de ATI nu înseamnă un obiect de mobilier, un pat de ATI. Știm, e un numai dotare. Un pat de ATI aduce pe lângă el, pe lângă o structură și o logistică foarte complicată și foarte diversă, aduce în primul rând personal medical specializat, care trebuie să fie dedicat pentru așa ceva. Nu doar medici, cât și asistenți, infirmieri și brancardieri care să poată deservi acești pacienți. Terapia și îngrijirea unui pacient de terapie intensivă cu suferință COVID este foarte complexă. Modalitatea prin care se desfășoară aceste lucruri este la fel de complexă. Toate paturile de terapie intensivă care le avem în județul Maramureș dedicate pentru acest lucru au fost ocupate și sunt ocupate. De ieri am crescut această capacitate tot în interiorul structurilor de terapie intensivă în detrimentul celorlalte patologii acute, care nu este un lucru foarte de bun augur, pentru că o patologie acută, un traumatism, un accident vascular sau un infarct miocardic, care are nevoie de terapie intensivă, trebuie și acela tratat, nu trebuie dat deoparte. Lucrurile sunt mult mai complexe. Nu putem limita accesul și dreptul la sănătate sau la îngrijiri de sănătate a unui pacient care nu este COVID. Exclus așa ceva. Degeaba se discută de numărul de paturi foarte mare de care avem nevoie de terapie intensivă, pentru că toate mecanismele non-farmaceutice sau non-medicale pe care trebuie să le aplicăm prin o serie de măsuri restrictive sau de limitare a mobilității, în acest moment în România au fost ignorate. Înțeles. Bun, dar au greșit undeva spitalele, toate au fost foarte bine puse la punct și mă refer aici în Maramureș. Nu cred că totul este roz. Nu peste tot cu celelalte. Spitalele, capacitatea de internare în județul Maramureș în permanență, exceptând situații de terapie intensivă cu care nu ne-am confruntat încă de în urmă cu 3 săptămâni cu creșterea acestor număr de cazuri, pentru toți pacienții COVID cu forme medii sau ușoare au putut fi internați în structurile existente. Structura fiecărui spital a crescut progresiv în fiecare săptămână, chiar de 2 ore. Am avut spitalul Sighe care a pornit de la 60 de paturi și a ajuns la 180 de paturi. Spitalul de boli infecțioase la fel, Spitalul Județean la fel, de la 30 de paturi a ajuns la peste, are în acest moment 130 de paturi, Spitalul de boli pulmonare la fel. Celelalte spitale din județ care au zone COVID, zone considerate roșii pentru formele ușoare, la fel primesc acești pacienți. În acest moment, numărul de pacienți internați în județul Maramureș este un număr de 280 de persoane internate astăzi, comparativ cu ziua de ieri, când a fost 287. Cu perioada similară anului trecut, am putea spune... Sunt mult mai mulți pacienți. Dacă luăm anul trecut, având în vedere că spitalul de boli pulmonare era spital suport, pe de-a întregul spital suport COVID, unde aveam 174 de paturi dedicat pentru așa ceva, plus structurile de boli infecțioase din Baia Mare și de la Sighetul Farmației. Totuși, cine verifică spitalele ca să vadă în toată această perioadă cum decur lucrurile? DSP are atribuții sau și alte instituții? În acest moment, tot ceea ce înseamnă structuri de spital, mai ales nu doar pentru parte COVID, pentru toate circuitele, se fac controle împreună cu structurile de epidemiologie din interiorul spitalelor, care se verifică dacă se respectă ceea ce s-au angajat că au de făcut. Pe de altă parte, aș vrea să ne spuneți, să ne răspundeți la câteva întrebări din partea telespectatorilor pe care spuneam că le-am primit și pe pagina noastră de Facebook, să lămurim unele aspecte, pentru că sunt multe persoane care nu ar dori să se vaccineze, au anumite rețineri și aici e problema principală. Nu e vorba de micii care s-au dat în alte zone din țară, nu e vorba nici de o loterie, pentru că ei văd un anumit business mai mult în toată această poveste. Și înțelegem că nu toți românii sunt proști, dar în anumite situații în care anumite cadre medicale, și vorbim chiar și de medici, nu doresc să se vaccineze, nu vi se pare normal că apare o neîncredere în rândul populației? Aici mă bucur că ați ridicat această problemă.
pentru că această teorie conspiraționistă care este vehiculată atât de parte medicală, parte non-medicală, parte civilă din diferite sfere profesionale din această țară, au ajuns ca să determine și să influențeze foarte mult. Având în vedere că toți cei care au discutat sau s-au erijat lideri de opinie în mediul online sau în mediul direct în cabinetul lor, acești medici care în mod normal trebuie să se supună unui cod de etică și tot ceea ce fac trebuie în activitatea lor trebuie să facă în beneficiu pacientului, se circumscrie unor lucruri care sunt stipulate în statutul Colegiului Medicilor. Colegiul Medicilor trebuia putea să aibă o atitudine mult mai fermă, cum s-a întâmplat în alte state, care să se ridice acest drept de liberă practică, pentru că medicul semnează un consimțământ în care vine și spune că va face tot ceea ce trebuie pentru pacientul său, folosind doar protocoalele diagnostice și terapeutice argumentate științific și nu, care să nu influențeze starea de sănătate. Atâta timp cât acești medici, care din păcate i-am avut răzleți și în județul Maramureș, am auzit și eu câteva cazuri în care am intervenit. Dar sunt și în cadrul spitalului județean. Am intervenit și să mai ai tu încredere ca am intervenit pacient. Relațional, personal cu acești medici sau cu acești asistenți, care le-am discutat personal pentru a avea o atitudine corectă față de informațiile care le furnizează. Nu poți discuta despre un vaccin, nu poți vorbi despre un vaccin atâta timp cât tu nu cunoști sau n-ai învățat niciodată despre acest vaccin. Cu atât mai mult că medicii aceștia care au generat și generează în continuare, că sunt și la nivel național câțiva medici care vin și susțin în continuare cu vehemență că vaccinul are o anumită problemă. Din potrivă, este un lucru dovedit, argumentat, vaccinul a protejat populația, în primul rând pentru a nu face forme, de a nu se infecta și de a nu, dacă se întâmplă să fie infectat, să nu facă forme severe de boală. Care este procesul de vaccinare la nivel de Maramureș în ce privește cadrele medicale? Aici cuprins în tot medici, asistente, branchiardieri, infirmieri și așa mai departe. Aș vrea să vi le spun pe fiecare regiune sau pe fiecare spital în parte, dar n-aș vrea nici în același timp să arunc. Dar spuneți-ne, ca să înțelegem. Spitalul județean. Spitalul județean, în rândul medicilor, avem un procent de vaccinare de 87%. La fel la spitalul de boli infecțioase, spitalul de boli pulmonare. Procentele se schimbă, asta vorbesc de procentele care le aveam situația la finalul lunii septembrie. Procentele se schimbă în rândul personalului medical mediu sau personalul medical auxiliar într-un trend descrescător. O altă problemă că în rândul corpului medical de la nivelul spitalului Sighet unde avem 60% din medici care sunt vaccinați, un procent foarte mic unde am avut și o discuție în luna la începutul lunii septembrie cu conducerea spitalului și cu colegii mei din spitalul Sighet, pentru că acest lucru mi s-a părut absolut incredibil ca medic care trebuie să promovezi aceste lucruri. Asta ai învățat o viață întreagă și asta trebuie să faci să-ți protejezi, în primul rând, starea ta de sănătate și a pacienților care se adresează ție, nu să-i încurci în deciziile care ar trebui să le ia. Iar acum am să vă citesc câteva întrebări și o să vă rog să ne răspundeți. Sau sunt și niște întrebări împreună cu niște păreri. Se spune că la noi în țară sunt mai mulți proști, că așa se afirmă în spațiul public, ceea ce spuneam și eu adineori. Nu consider că sunt mai mulți proști, probabil sunt mai puțini informații. Nu suntem proști, spune telespectatorul nostru. Suntem mai reticenți, un popor creștin și trebuie cineva să ne facă să înțelegem mai bine anumite lucruri. De ce nu ies medici să explice celor care nu au suficientă încredere în vaccin, să le recomande un set de analize medicale, pentru ca omul să fie sigur că da, își poate face vaccinul. Nu e vorba că nu m-aș vaccina, spune un domn. Vreau să prind încredere în acest sistem de sănătate, să am o siguranță. Oare nu altfel ar decurge lucrurile? Exact acest lucru vă spun. Am lipsa de încredere care populația nu mai are în instituțiile care gestionează această situație. Exact asta am spus mai devreme. Modalitatea de transmitere și a acestor informații, cei care au trebuit să se erijeze în această modalitate de transmitere a acestor informații, ceea ce reprezintă vaccinul, pot să vă spun că acest vaccin este un vaccin foarte sigur din toate mecanismele lui de producție și de acțiune asupra organismului și ceea ce determină o imunitate dobândită artificial pentru pentru acest virus. Dacă respectivul de telespectator are o anumită patologie sau anumite boli cronice, cu recomandarea medicală din partea medicului de familie sau medicului specialist, dacă se încadrează într-o grupă de risc, îi se poate comunica aceste lucruri foarte ușor.
Iar dacă este în grupa de risc, chiar ce dacă face? Este chiar dacă reprezintă o grupă de risc, se poate adresa în acest moment la Spitalul Județean, unde este centru de vaccinare, unde este în fiecare centru de vaccinare este sub control medical. De aceea există acea perioadă de staționare a cetățenilor imediat după inoculare, acea perioadă de 10 de minute în care trebuie să rămână sub observație, să vadă efectele, dacă apar anumite efecte adverse sau nu. De ce la noi în România nu există medicamente la fel cum există în Ungaria, întreabă altcineva? De ce trebuie să se ajungă la ATI când unele cazuri mai puțin grave pot fi tratate cu medicamente care sunt iarăși aceeași meteahnă, probabil pe undeva administrarea de tratamente după ureche, mi-a spus mie vecina că ar trebui să iau așa ceva. În acest moment, protocolul terapeutic, dacă face referire la favipiravir, este într-adevăr este complicat și foarte ciudat făcut și din punct de vedere medical, pentru că poate fi prescris, de exemplu, un ambulator doar de către medicul specialist și eliberat doar de farmacia cu circuit închis a spitalului, lucru care este destul de complicat și vă spun și de ce. Odată că pacientul care prezintă o suspiciune sau este confirmat, trebuie să se prezinte, să fie expus sau să expună pe alții la un risc de a se contamina, să ajungă în ambulatorul de specialitate, să fie din nou reevaluat de către medicul de acolo, să aștepte să-i se libereze rețeta și tot din acel spital să-și rea schema de tratament. Când s-ar putea foarte ușor să fie tot pe bază de prescripție medicală, eliberat de către medicul de familie sau de orice medic, să fie achiziționat din farmaciile cu circuit deschis. Protocolul nostru, cât de mult seamănă cu protocolele altor state? Sunt exact la fel aceleași protocoalele. Doar că anumite state au și alte medicamente în plus față de noi? Nu au anumite medicamente, medicamente care le avem și noi în acest moment la nivelul țării cu care se administrează. Vă spun pentru că pe anumite surse am aflat că nici la Spitalul Județean nu sunt suficiente medicamente pentru bolnavi de COVID. Și o să vă rog să ne răspundeți dacă e așa. Numărul de pacienți care a crescut cu siguranță, chiar astăzi s-a făcut din nou o distribuire de medicamente de tocilizumab către toate spitalele în funcție de numărul de pacienți care l-au raportat și asta la cantitatea de care o a achiziționat și o dispune Ministerul Sănătății. Pentru că nu este de unde să fie achiziționat de pe piața liberă în acest moment. Și atunci ce faceți în cazul bolnavilor dacă nu ajung medicamente? În acest moment, pentru următoarea perioadă, aceste medicamente ar ajunge. Vedem numărul de pacienți. De aceea încercăm ca prin alte mecanisme să limităm creșterea numărului de infectări ca să nu ajungem în spital să avem consum foarte mare de anumite medicamente care în acest moment sunt deficitare. Spune o altă persoană, fiecare țară trebuie să își convingă poporul să se vaccineze cu implicare civică pe baza unui protocol. La noi ce s-a făcut? Doar scandal. Pentru că din exterior, așa cum spuneam, se vede doar ca un business, da, din care cineva se îmbogățește. Milioanele de lei investiți în loteria vaccinării, de ce nu s-au investit într-un alt set de analize sau medicamente? Și de ce se vorbește prea puțin de problemele de sănătate care apar ulterior după vaccin? Pe problemele de sănătate ulterior după vaccină nu le putem discuta în acest moment, pentru că perioada scursă de la administrarea vaccinului și până la dezvoltarea anumite simptomatologie care se poate fi coroborată cu inocularea unei doze de ARN mesager este foarte scurtă. Ce reacții adverse au fost? Reacțiile adverse care au fost raportate, în primul rând, au fost reacțiile de tip alergic, anafilactoid sau reacții de șoc anafilactic, dacă s-a instalat, dacă a fost cum. Noi în județ nu am avut reacții de șoc anafilactic, doar reacții anafilactoide. Cunoaștem ceva în județul Satu Mare și câteva cazuri reclamate. E lucru care se poate întâmpla la administrarea oricărui medicament. Este absolut pe fiecare prospect de medicament este aceste recomandări. Dar beneficiile prin vaccinare și ceea ce determină vaccinarea sunt net superioare față de reacțiile adverse care le poate determina. Cei cu anumite boli autoimune ar trebui scutiți, în opinia dumneavoastră, până la apariția unor studii clare, pentru că sunt persoane care au anumiți anticorpi. Deci, vă rog să explicați și această în acest situație. Moment, în acest moment, ceea ce ne arde cel mai tare este riscul de a ne putea îmbolnăvi și de a putea face boală foarte severă și chiar să ajungem la exitus. Este incomparabil, beneficiul este mult mai mare pentru a mă vaccina, chiar dacă sunt cu o boală autoimună, sub control medical, în interiorul spitalului, unde se pot vaccina pacienții chiar în interiorul spitalului, fiind în ambulator sau în internare de zi, se pot solicita aceste lucruri să fie vaccinați în interiorul spitalului sub supraveghere medicală continuă. Lucruri care se pot întâmpla, care se pot face.
Încă o întrebare, domnule director. Mergem pe principiul că toată lumea se îmbolnăvește sau se va îmbolnăvi în această situație. Ce explicație există că nici în valurile trecute persoane care au stat lângă bolnav COVID nu s-au îmbolnăvit? Nu au vaccin, nu și-au făcut vaccin și nu se îmbolnăvesc. Nu sunt purtători probabil. Care este explicația în aceste situații? Aș vrea să vă spun, când dau exemplul meu, care anul trecut, nefiind vaccinat, am fost în foarte multe focare, am stat lângă foarte mulți oameni care au fost confirmați COVID sau în urma anchetelor s-a stabilit că sunt contact și au fost și confirmați COVID, dar cu o măsură de protecție, în primul rând purtatul măștii și spălatul pe mâini de fiecare dată după toate aceste întâlniri le-am avut, m-am protejat. Coroborat cu siguranță cu o stare de imunitate bună, cu o stare de sănătate favorabilă, există și aceste lucruri. La fel, de bine se poate întâmpla ca să fii cei care n-au dezvoltat boala să fi trecut prin boală fără niciun fel de simptomatologie, să nu fi cunoscut niciodată. Sunt manifestări, unii manifestări clinice, altă fără complet asimptomatice, fără să prezinte niciun fel de simptom sau anumit semn de boală că ar fi infectați. Deci aceasta este explicația că au avut mai mare grijă și au un sistem imunitar mai bun, dar din păcate în acest moment auzim din ce în ce mai puțin asemenea cazuri. Ce transmitere comunitară avem în acest moment, în care realitatea este dată și de numărul de teste care se face, că la un pacient confirmat, cu siguranță mai sunt încă 5 care nu sunt confirmați și care sunt în comunitate fără niciun fel de restricții. Spuneți-ne de ce la noi în România nu se fac teste în farmacii? Noi avem teste antigen rapid în depozitele de la Direcția de Sănătate Publică, dar nicio farmacie comunitară nu și-a exprimat dorința de a face acest lucru. Au fost căutate? Au fost întrebate prin Colegiul Farmaciștilor, s-au trimis adrese pentru și nici o farmacie sau o oficină nu și-au exprimat dorința de a efectua teste în farmacie. Ar fi putut ajuta toate instituțiile statului în testarea cât mai mult? În acest moment, dacă cineva este simptomatic și sună la ambulanță că prezintă o anumită febră, durere. Dar nu ajung ambulanțele, domnule director, pentru că nu sunt suficiente. Eu vă spun cum se poate face testarea, inclusiv la domiciliu se poate face de această testare. Este foarte adevărată. Dar în farmacie, în momentul în care cineva s-a prezentat, putea să fie testat dacă farmacia respectivă, pentru că aveam nevoie de un personal medical specializat care să poată să facă specializat, care să fie îndrumat și să știe ce are de făcut și aceste teste să fie raportate, pentru că nu este un mare lucru să faci un anumit test. Ne-au mai venit reclamații vis-a-vis de Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare, cum că cei care merg să se testeze sunt ținuți afară și nu sunt luați în seamă. Sunt, pentru că numărul de pacienți este foarte, foarte mare. În primul rând, până ca să te testezi, nu te duci... Și atunci unii ajung să plece de acolo. Pleacă acasă. Probabil se tratează după ureche. Au mai multe mecanisme. Este foarte adevărat că fiecare dorește în momentul când ajunge la spital să fie luat imediat, să fie consultat și recoltat. Nu toți cei care ajung acolo și prezintă anumite simptomatologie trebuie neapărat să fie COVID. Pot să fie și alte patologii. Poate o patologie gripală sau altă suferință. Ni s-a mai comunicat tot din partea de spectatorilor faptul că s-au dus la centrele de vaccinare și au găsit ușile închise. Și era o rol în care pe ușă era programul... Nu, era foarte clar stabilit. Tot acest program este publicat, este cunoscut. Centrele de vaccinare au avut un program redus, având în vedere numărul mic de cetățeni care se adresau, pentru că aceste centre nu puteau fi deschise și să se plătească niște bani pentru persoane care stăteau acolo și nu efectuau niciun fel de activitate profesională medicală. Aceste centre de vaccinare și-au crescut, în primul rând, orarul, și-au modificat orarul, având o perioadă de timp mai mare și, de asemenea, am redeschis mai multe centre de vaccinare pe raza întregului județ. De la Sini, Ulmeni, centrul din Baia Mare, de la Sfântul Ioan, la Borșa, s-au redeschis și au crescut și capacitatea și fluxul de vaccinare. Dacă tot pomenim de acest lucru, aș vrea să vă spun că, de exemplu, ieri în județul Maramureș, paradoxal față de săptămâna trecută, s-au vaccinat 1760 de persoane, lucru care în luna septembrie n-am strâns 1700 într-o lună. Va trebui să aprofundați și prin spitale și prin aceste centre, campaniile de informare privind vaccinarea sau să abordați o altă strategie?
Am discutat în acest moment ca să, inclusiv cu câteva primării din județul Maramureș, un primar care și-au reiterat dorința de a merge cu echipe mobile să vaccinăm populația din zonele respective. De această dată nu o să mai avem o atitudine cum am avut-o în primăvară când am mers, am intervenit și pentru vaccinare și de la 100 de persoane care și-au exprimat dorința, am ajuns să vaccinăm în multe localități sub 10 persoane. Aceste lucruri se vor întâmpla în localități în care vom avea clar știut un număr exact de persoane pentru a putea deplasa aceste echipe mobile și se va întâmpla în întreg județul. Din întâmplare am ajuns în documentarea mea privind vaccinarea și în pungile acestea de sărăcie, Craica, Pirită, dar am luat două locuri, unde oamenii spuneau că nici nu vor să se vaccineze, iar foarte puțini s-au vaccinat și acolo. Că nu i-a întrebat nimeni, de fapt, de sănătate. De întrebat, discuțiile acestea au fost prin direcțiile de asistență socială din cadrul primărilor, de există asemenea zone. Cei care și-au exprimat dorința să fie vaccinați au fost vaccinați, cei care nu și-au exprimat dorința să se vaccineze nu au fost vaccinați. Suntem la finalul emisiune. Domnule director, avem un procent mare de neîncredere. Vor veni probabil și anumite restricții. Ce va urma? Dacă nu vor fi niște măsuri foarte succinte, puține la număr, care pe o perioadă mai întinsă de timp ne vom confrunta în continuare cu un număr foarte mare de pacienți care vor ajunge în spitale și, din păcate, cu un număr foarte mare de decese. Lucrurile trebuie să fie asumate, în primul rând, la nivelul tuturor structurilor care conduc această țară, măsuri care s-ar putea să nu placă, să fie total antipopulare, dar în acest moment, în această criză majoră umanitară cu care ne confruntăm și în această anarhie sanitară pe care o avem în acest moment, măsurile trebuie să fie foarte, foarte ferme și cu siguranță vor fi dure și trebuie să fie unitare, nu vaccinați și nevaccinați. Trebuie să vină să ni se spună, ne cerem scuze pentru cei care sunteți vaccinați, este o transmitere comunitară, este o boală comunitară, trebuie să fim toți solidari ca să trecem peste acest lucru. Altfel nu vom reuși, nu trebuie să facem diferențe că unul este vaccinat și unul este nevaccinat. Aici s-a ajuns, din păcate. Asta este o problemă, trebuie să-mi asum, m-am vaccinat, suport în consecință celelalte rigori care se impun, pentru că altfel această transmitere, v-am spus și adineauri, la unul testat, confirmat pozitiv, avem încă 5 pozitivi care nu i-avem identificați. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mai așteptăm și cu alte informații, poate mult mai bune data viitoare. Cu mare plăcere. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, să aveți o seară bună, la revedere!